Bine v-am găsit la primul episod din sezonul 4 din Familia Iancu. În episodul de astăzi am aflat că soția mea Magdalena are un admirator secret. Acesta i-a trimis mai multe scrisori de dragoste, însă nu știm cine este. Am mers la poliție, iar domn polițist a investigat situația și nu o să vină să credeți ce a aflat. Rămâneți până la final ca să aflați cine este admiratorul secret. Astăzi mi-au luat liber de la muncă băieți și fete, pentru că vreau să merg împreună cu soția mea Magdalena la părinții mei acasă, ca să-i mai ajutăm așa cu treburile casei. Să-i ajutăm să facă curat prin grădină, să-i ajutăm să facă curat prin subsol, prin garaj, așa prin casă, să mai mergem la cumpărături să facem chestii de genul, pentru că știți că ei sunt cam bătrâni și au nevoie de ajutor la chestiile astea, să nu cumva să se ducă în pod, să pice, să prin grădină, să se împiedice sau ceva de genul și să se întâmple, Doamne ferește, ceva. Așa că o să mergem noi să-i ajutăm. Însă frați lor, în dimineața asta, mi-am dat seama că probabil noi avem mai multe probleme decât ei la capitolul grădină. Pentru că nu știu de ce, însă, băi, un miros atât de nașpa în grădina asta, habar n-am de ce. Adică, și așa un miros foarte, foarte profund. Mă gândesc că dacă s-ar fi stricat ceva aici sau ar fi fost o problemă a igienii și, na, datorită faptului că nu prea ne îngrijim de grădină, poate, na, acest miros ar fi apărut acum câteva zile și ar fi devenit din ce în ce mai profund, dar nu. Efectiv, de azi dimineață, miroase foarte, foarte ciudat. Și acum, nu știu, nu mă pricep neapărat să țin vie așa o grădină, dar eu așa, la prima vedere, mă uit pe aici și nu văd nimic a greșit, fraților. Știi? Adică, na, frunzele au aceeași culoare verde, nu văd nicio chestie. Mă gândeam inițial că, Doamne ferește, e vreun animal mort sau ceva de genul și de acolo vine mirosul, dar nu, e un miros care predomină în toată grădina, adică miroase și aici, da, deci miroase oribil. Și dacă mergem și în partea asta, miroase și aici, fraților. Dacă mergem în partea aia și acolo miroase și nu înțeleg de ce. Dacă stau să mă gândesc, probabil e din cauza faptului că noi nu prea știm cu ce se mănâncă să ai o grădină. Uite și aici miroase. Da? Și probabil s-a stricat ceva. Așa că mă gândesc, fraților, ce ar fi să angajăm un grădinar, știi? Să vină, să stea aici câteva ore odată la ceva timp, să vină să facă curățenie, să fie sigur că totul este bine, să ude florile, să ude absolut tot, frunzele, totul să fie bine, să mai taie iarba dacă crește și chestii de genul. Și na, haideți că o să-i propun Magdalenei chestia asta, pentru că, bă, mi se pare că e un miros nașpa rău de tot și nu știu de la ce vine. Adică nici măcar nu știu cum să descriu mirosul ăsta, să zic că o să caut păne sau ceva de genul. Nu, pur și simplu miroase foarte, foarte nașpa. Magdalena scumpă, să știi că m-am gândit la o chestie. Deci noi acum la ora 12 parcă, nu? Deci la ora 12 o să mergem la părinții mei să-i ajutăm, însă noi trebuie să facem ceva în legătură și cu grădina noastră. Ai văzut și tu azi dimineață, ai mirosit cât de nașpa miroase. Nu știu, eu mă gândesc să angajăm un grădinar. Adică, băi, e ceva, a mirosit, da. Adică, nu știu, probabil e ceva la care noi nu ne pricepem, fraților, știți? Adică noi n-am mai avut până acum o grădină atât de mare, poate e ceva la mijloc, nu știu. Tu ce spui? Eu zic să căutăm un grădinar sau ceva de genul. Păi dacă tot îi ajutăm pe părinții tăi cu grădina și cu treburile prin casă, păi da, Magdalena, cred că știu ce urmează să zici. Nu putem să găsim o zi bine în care să facem și aici la noi acasă. Păi da, Magdalena, da, grădina părinților mei este extrem, extrem de mică. Asta este gigantică și în al doilea rând, băi, e un miros de ăsta pe care și dacă aș vrea, adică și dacă aș avea timpul, nu știu cum să-l rezolv, știi? Nici măcar nu știu cum să caut pe net. Adică, ia, merge afară, miroase și după caută pe net. Ce e mirosul ăsta? Știi ce zic? Adică miroase ciudat rău de tot, nici măcar nu știu cum să descriu. Ai tu vreo idee cum să descriu mirosul ăsta? Nu. N-are niciun sens. Bun, păi trebuie să căutăm un grădinar. Asta o să fie destul de greu dacă stau să mă gândesc, fraților. Adică unde găsim un grădinar aici? Nu știu niciun magazin care... Nici măcar nu știu un magazin care să se ocupe cu chestia asta. Căutăm, dar unde? Da, e ciudat rău de tot. Ai vreo idee? Oare dacă îi spui, cui să spun, lui doctor Barbă? Crezi că doctor Barbă cunoaște un grădinar? Poate știe el. De ce ar cunoaște doctor Barbă un grădinar? Bă, într-adevăr, fraților, doctor Barbă cunoaște pe toată lumea, cunoaște orice. El cunoaște pe toată lumea, da. Bun, păi Magdalena, haide că o să-i duc pe copil la școală și după o să mă opresc la laboratorul lui doctor Barbă. Sper să fie acolo, fraților, pentru că astăzi n-am, mi-am luat zi liberă. Și vedem care-i treaba. Vorbim cu el, oricum, la 12 abia o să mergem... O să mergem la părinții mei. Bună dimineața, dragilor! Haideți, sunteți pregătiți pentru școală? Răzvan, ești pregătit? A? Neața, nu. Niciodată nu ești pregătit. Izabela întotdeauna este pregătită. Haideți să mergem cât mai rapid la școală, să nu mai întârziem, că... Na, azi dimineața, acum, băi și fete, ce? O să mă iei și eu pe net să văd dacă găsiți ceva. Da, Magdalena,
uite-te pe internet și dacă Dr. Barba nu-mi dă vreun contact mișto, da, un grădinar mișto, o să mergem pe varianta asta. Intrați înăuntru, dragilor. Bun, îmi pare rău că întârziem la școală, probabil nu vă deranjează, însă na, am simțit mirosul ăla super, super ciudat în curte. Am auzit și noi, da, că ai vorbit cu mama. Eu cu Izabela v-am auzit că vreți să luați un grădinar. Da, dar nu știm de unde, adică mă gândeam inițial să vorbim cu Dr. Barbă, pentru că el cunoaște pe toată lumea. Nu faceți asta. De ce? Noi credem că e o idee proastă. Nu e o idee proastă. Acum 2 ani am văzut un film horror. Băi, asta e... Unde ai văzut un film horror? Cine v-a lăsat să vă uitați la filme horror? Alo? În care un criminal în serie a venit într-un oraș și se dădea drept grădinar. Da, băi, nu așa se întâmplă și în viața reală, Răzvane. Ai luat-o razna. Iar cine... Băi, dar nu mai ignorați subiectul. Ziceți cine v-a lăsat pe voi să vă uitați la filme horror? Eu, nu tu, băi. Tu n-ai voie să te uiți la filme horror, alo? Că uite, acum ai de-astea. Deci, stai, ce un grădinar? Ba da, că așa vreau eu. Poate te las fără calculator toată vara, că așa vreau eu, a? Te-ai gândit la asta? Nu e o idee bună, da, așa zic și eu. Bă, da, chiar nu merită să luați. Băi, Izabela, Răzvan, dacă voi ați văzut un film horror în care un grădinar era criminal în serie, asta nu înseamnă că toți grădinarii sunt criminali în serie. Dacă murim și noi ca aia din film, nu o să se întâmple. El îi omoară, băi, gata, și îngroapă în curte, băi, hai, vă rog eu, hai, dați-vă jos, vin aici să vă iau, bă, apropo, v-am zis aseară, da? Astăzi stați la școală până la ora 4, pentru că eu cu mama voastră avem treabă, da? Deci stați pe la ora 4, faceți mai multe ore, stați cu doamna directoare, o să vă pleacă, hai, pa, doamne, iartă-mă. Mamă, băi, și fete, băi, dar eu stai puțin, că eu nu știu cine i-a lăsat pe ei să se uite la filme horror. Auzi că acum, cred că toți grădinarii sunt criminali în serie. Doamne iartă-mă, în fine. Bă, fraților, o să mă duc la Dr. Barbă. Dr. Barbă trebuie să cunoască un grădinar. Cum a zis și Magdalena, el cunoaște pe toată lumea. Și dacă nu cunoaște pe toată lumea, 100% cunoaște pe cineva care cunoaște pe altcineva, știi? Adică are foarte, foarte multe relații. Dacă nu, intrăm pe internet. Intrăm pe un Facebook Marketplace. Intrăm pe un OLX, dăm un anunț undeva că căutăm un grădinar. Și eu zic că ar trebui să găsim, dar totuși, na, băi, și fete, aș vrea să fie cineva cu experiență, cineva cu chestii de genul. Aici, în oraș, nici nu cred că pot să mă duc undeva unde să angajez un grădinar. Nici măcar nu știu dacă există un magazin cu produsele astea de grădinărit. Știi că te duci acolo și ai întrebat dacă cunosc ea vreun grădinar, dar tot stau și mă gândesc și nu-mi trece prin minte. Știi ce zic? Adică e ciudat, e ciudat rău de tot. Haideți să vedem, mamă, sper să fie Dr. Barba aici, fraților. Să nu cumva să nu fie, dacă... A, ba da, ia uitați-le înăuntru. Haideți să vedem care-i treaba cu grădinarul. Dr. Barbă, bună dimineața, am venit la muncă și eu, chiar dacă am liber, da. Am venit doar cu o întrebare, Dr. Barbă. Vreau să vă întreb dacă cunoașteți vreun grădinar în BC, pentru că eu cu Magdalena am vrea să angajăm unul. Și nu știu, Marius, nu știți niciun om. Bun, am înțeles, chiar nu știu. Dar ce, cunoașteți altceva? Dacă tot ești aici, haideți, Dr. Barbă, vă rog, eu terminați cu prostile astea, haideți că eu mă duc că... Hai să facem un experiment, am nevoie de tine. Nu, Dr. Barbă, ce experiment? Vă rog eu, lăsați-mă să plec, că trebuie să mă duc, că am foarte multă treabă. Rapid, Marius, fii atent. Îți dau o poțiune, doamne, iartă-o. Și dacă o bei, o să vezi oameni prin pereți. Cum adică? Stai puțin, că nu înțeleg cum funcționează chestia asta. Deci, o să-mi dați o poțiune și dacă o beau... O să văd totul invizibil, totul o să fie invizibil, mai puțin oamenii. Și dacă nu funcționează porțiunea asta, ce se întâmplă? Deci, teoretic, îi vezi prin pereți. Am făcut eu ceva cu ADN-uri. Dr. Barbă, și dacă nu funcționează porțiunea, ce se întâmplă? Mamă. Nu sună bine. Funcționează, ai încredere. Nu prea aș avea încredere. Na, bine, hai. Haideți să testăm. Ia. Sunteți... Poțiune 42K, sunteți sigur, Dr. Barbă? Bun, păi atunci, uite, stai, uite, veniți aici, nu, aici, stați după ăsta ca să văd dacă o să vă văd. Doamne, iartă-mă. Ok, hai să vedem, fraților. 3, 2, 1 și... Dr. Barbă, nu s-a întâmplat... Dr. Barbă! Eu sunt invizibil, ce-ați făcut?
Eu sunt invizibil! Marius, ești invizibil! Hopa! Cum adică hopa? Faceți-mă la loc! Calmează-te! Cum să mă calmez? Mi-a zis că o să văd oameni prin pereți! Nu a funcționat cum trebuie, stai așa! Ce, Doamne iartă-mă, doctor Barbă! Ce e asta, bă, fraților? Bă, bă, vă rog! Unde ești? Aici, în spatele dumneavoastră, în spatele dumneavoastră! Aici, stop! Aici sunt! Aici, aici! Ia și bea! Laptele asta, Doamne iartă-mă! Băi, doctor Barbă! Hai, o zi frumoasă! Lăsați-mă cu experimentele dumneavoastră! Doamne iartă-mă, frațiu, m-am și speriat! Credeam că așa o să rămân nici de bun! Doamne iartă-mă! Bun, deci se pare că n-am rezolvat absolut nimica și nu... Cum îi spune, nu e niciun grevinar în BC. Asta înseamnă, fraților, că singura variantă pe care o mai avem eu și Magdalena este să ne uităm pe internet. Poate o să găsim, adică 100%, bro, ar trebui să găsim un grevinar acolo, ceva cu experiență, habar n-am. Stai să vedem unde este Magdalena. Magdalena, scumpo, am dus copii la școală și m-am dus și la doctor Barbă și din păcate nu a găsit și nu știe niciun grevinar. Te-ai uitat tu pe internet, ai niște variante, nu a găsit, nu. Nu știe pe nimeni. Te-ai uitat tu pe internet? A, păi atunci am găsit eu ceva, da? Ia arată-mi ce ai găsit. Băi, și uite, trebuie să existe cineva, până la urmă nici nu avem pretenții mari. Mai exact, două anunțuri, unul de la o doamnă și unul de la un bărbat. Ia arată-mi, ia, hai să vedem. Două anunțuri. Pe cine vrei să sunăm? Bă, hai să ne gândim prima dată, Magdalena, fii atentă. Deci avem așa, primul anunț. Hai să vedem care e treaba cu primul anunț, anunțul 1. Anunț 1. Monica, grădinar cu experiență, $25 pe oră. Mamă, cam mult. Adică nu e mult, Dana. Bună ziua, mă numesc Monica și sunt grădinar cu peste 10 ani de experiență în domeniu. Ofer servicii de grădinării complete, de la întreținerea zilnică a grădinii. Mamă, pe întreținerea zilnică e... Doamne iartă-mă, Iisus Hristoase, e o tonă de bani. La proiectarea și implementarea unor aranjamente florare unice. N-avem nevoie de asta. De-a lungul carierei mele am lucrat atât cu grădini private cât și cu spații publice, acumulând o vastă cunoaștere a plantelor și a tehnicilor de îngrijire. Indiferent dacă aveți nevoie de tăierea arbuștilor, plantarea florilor, dar noi nu avem nevoie de asta, avem nevoie de cineva să ne scoată mirosul ăla ciudat. Sau întreținerea gazonului, sunt aici ca să vă ajut. Calitatea muncii mele este garantată și mă mândresc cu atenția la detalii și pasiunea pentru natură. Tariful meu este $25 pe oră, oferind un raport excelent calitate-preț. Dacă doriți o grădină frumoasă și bine întreținută, nu ezitați să mă contactați, sunt disponibil să răspund la orice întrebări și să discutăm despre nevoile specifice ale grădinii dumneavoastră. Cam scumpă, Magdalena, nu crezi? Cam mult și pentru ce faceți și nici nu avem nevoie așa neapărat. Hai să ne și anunțul 2. Cezar, grădinar profesionist, $35 pe oră. Doamne, iartă-mă. Sau $400 pe lună. Cum adică $400 pe lună? Salutare, sunt Cezar, un grădinar profesionist dedicat să transforme și să întrețină grădinile la cele mai înalte standarde. Tariful meu este de $35 pe oră, însă ofer și un abonament avantajos pentru clienții care doresc întreținere regulată. Pentru $400 pe lună, vin o dată pe săptămână să mă ocup de curățenia și întreținerea grădinii dumneavoastră. Bă, Magdalena, eu zic că abonamentul ăsta e cam tare. $400 pe lună și lucrează atât de multe ore? Acest abonament include toate serviciile de bază necesare pentru a menține o grădină în stare impecabilă. Tăierea ierbii, curățarea frunzelor, întreținerea arbuștilor și a florilor, precum și alte lucrări specifice. Am o vastă experiență în acest domeniu? Da. Eu zic, Magdalena, chiar dacă ăsta... Da, nici măcar nu cred, băi și fete, că este mai scump. Adică $400 pe lună, zice că vine de 4 ori pe lună și stă aici 5 ore. Da? Deci asta ar însemna că e $20 pe oră sau ceva, dacă e abonamentul. Eu zic, Magdalena, că nu o să rezolvăm nimica dacă chemăm doar o dată și face curățenie. Eu zic să avem, uite așa, poate luăm abonamentul ăsta și în fiecare săptămână vine și ne face curățenie în grădină. Deci și bine, da. Deci eu zic să-i dai mesajul lui Cezar ăsta și întreabă dacă poate să vină aici... Nu știu, noi la ora 12 plecăm, să vină pe la ora 10, să vină pe la ora 10 să discutăm cu el despre chestiile astea, pentru că noi la ora 12 o să plecăm la părinții mei. Așa ar fi cel mai bine. Haideți, băi și fete, că am avut noroc și am găsit și un grădinar. S-a făcut ora 11, băi și fete, și abia acum a venit grădinarul ăsta, Cezar. Bă, am vorbit cu el să vină la ora 10, Doamne iartă-mă. Bună ziua, domnul Cezar, bună ziua.
Numele meu este Marius și sunt soțul Magdalenei, cea care v-a chemat aici și vreau să vă întreb o chestie. Am zis la ora 10 să veniți, ați venit abia la ora 11. V-am zis că la ora 12 trebuie să plecăm undeva. Îmi pare rău, da, nu este o impresie, a fost foarte aglomerat, nu este o impresie foarte bună pentru prima zi, însă în fine, vreau să vă pun câteva întrebări. Ideea este că, deci nu știu mai exact dacă am înțeles bine, am văzut că tariful dumneavoastră, dar serviciile mele vă vor da pe spate. Doamne ajută, sunt un grădinar, wow, am înțeles. Deci, nu știu dacă am înțeles bine, însă serviciile dumneavoastră costă $35 pe oră. Însă dacă luăm abonamentul ăla în care ne îngrijiți grădina în fiecare săptămână, e doar $400 pe lună, nu? Bun, și am o întrebare aici. Aici este $400 pe lună orice s-ar întâmpla, adică, deci, uitați-vă. De exemplu, acum la noi în grădină, pe lângă faptul că nu prea e tăiată iarba, chestia asta normale, mai este și un miros oribil. Dumneavoastră, în ăștia $400 ne scoate și mirosul ăla? Gen, adică se face tot în $400? Aici o să adaug o taxă de 150. Ok, care va fi numai așa, gen să scoateți mirosul ăsta, nu? Și după nu va mai fi taxa asta. Aha. Bun, deci dacă mirosul revine, păi dacă mirosul revine e o problemă la dumneavoastră, că nu îngrijiți bine grădina. Adică, dacă mirosul revine, ce? O voi adăuga iar. Că noi de asta mai mult ne luăm un grădinar. Să fie totul bine. Adică dumneavoastră puteți să căutați baza mirosului de unde vine și să ne spuneți. Și după, dar poate reveni de la canalizare, etc. Nu cred că până acum n-a revenit. Este o chestie, este o altă chestie pe care, na, eu nu o cunosc. În fine, spuneți-mi mai multe despre dumneavoastră. De cât timp faceți grădinărită? Adică acesta este jobul dumneavoastră full time? De 15 ani de zile. Am înțeles. Și o duc foarte bine. Bun, păpâi și fete și eu sunt cel mai bun din zonă. Am înțeles, păpâi și fete mi se pare un om normal, adică, bă, da, cu mirosul ăla, da, dacă ne iau taxă în plus mi se pare normal. Bine, băi, Cezar, nu este cineva care să mă facă pe grădinărit. Și am o întrebare, dumneavoastră, deci noi o să plecăm la ora 12. Dumneavoastră ați putea să vă apucați chiar astăzi? De, da. Ok, ok, bun. Păi haideți să mergem în spate, în curte, să vă arăt mai exact curtea, că na, până la urmă vorbim degeaba dacă vorbim așa. Ok, băi și fete, haideți că funcționează. Deci văd că Cezar ăsta e pus pe treabă. Vin aici, Cezar, te rog. Uite-o și pe Magdalena, ea este soția mea. Magdalena a venit, Cezar, am discutat cu el, iar acum trebuie să îi arăt bună Magdalena. Ok, ok, bună. Bun, fii atent, omule, vin aici. Bă, să tu se uită la... Băi, alo, Cezar, fii, băi, uite-te aici. Deci, după cum vezi, avem mai multe... Deci, avem acest gard, să spunem așa, de frunze, da? Avem balta asta, avem niște de-astea destul de drăguțe, avem absolut tot. Pe lângă asta avem și piscina asta. La piscină nu cred că trebuie să faci ceva. Adică, nu cred... Nu, băi, nu ține de grădină chestia asta. Însă avem și copaci ăștia și ăștia trebuie să fie ținuți... Da, să fie ținuți bine. Mai avem aici niște copăcii și dumneavoastră simțiți mirosul ăsta ciudat, nu? Adică e ceva ciudat de undeva, nu știm de unde. Da, pute. Dar ideea e că noi nu prea știm de unde. Și ce zic? Adică, na. Veniți pe aici, na, uite, și aici mai avem desigur niște... cum îi spune? De ce? De la ce poate să fie acest miros? Corect? Știți cumva de la ce poate să fie acest miros, domnul Cezar? A? Că, bă, chiar nu știu. Și de la piscină, dar nu cred, domnule, uite că sunt aici. Nu, e ceva de aici, din aer, în fine. Bun, haideți să vedem care-i treaba. Veniți aici, da, și uite, bă, în general, dacă nu ați curățat-o, bă, e destul de curată, domnul Cezar, n-am ce să zic. În general, uitați-vă, aici e iară, cum mi spune, aceeași mâncare de pește, mai e o baltă, mai e ceva. În general, asta este grădina. În 4-5 ore e gata totul. Ok, ok. În 4-5 ore? Adică așa rapid? O să găsiți totul gata. Am înțeles, când vă întoarceți. Dar nu v-am zis când ne întoarcem. Când vă întoarceți, eu voi fi plecat. Asta voia să ziceți. Ok, ok. Păi mi se pare puțin ceva băiatul ăsta. Bun, am înțeles. Are vreo treabă cu Magdalena? Voia să ziceți ceva soției mele sau care-i treaba? Că am văzut că v-ați uitat. Ok, bun. Mă uitam așa.
Ok. Bun. În fine, bun. Deci, domnul Cezar, cam asta vrem, da? Deci vrem să se taie iarba, să fie totul perfect, să se ude florile și să scăpăm de mirosul ăsta. Deci când venim noi putem să scăpăm de miros. Sigur, sigur. Bun. Păi atunci plecăm și dacă e nu, numai bine, la finalul, gen, o să vă sunăm noi diseară să vedem cum facem. Dacă suntem mulțumiți de servicii, o să vă plătim abonamentul, da, de 400 de dolari pe lună. Dacă nu, o să vă plătim doar la ora pe care ați făcut-o și după nu o să mai, nu o să mai colaborăm, dar eu cred că o să colaborăm, că văd că sunteți destul de treabă. La revedere! Bun, haideți că noi o să plecăm. Magdalena, scumpă, hai să mergem de acum la părinții mei, adică e ora 11. Eu zic să mergem de acum ca să nu mai, să nu mai pierdem timpul. La revedere. Bă, dar ție nu ți s-a părut că ăsta se uita așa ciudat la tine? Adică câteodată se oprea și se uita așa la tine? Nu. Bă, mie așa mi s-a părut. Poate am eu o paranoie. Vede aici Magdalena. Nu mi s-a părut. Ați văzut pe și fete că eu discutam cu el și la un moment dat se bloca și se uita la Magdalena. Într-adevăr am și o soție foarte frumoasă, deci nu pot să-l condamn în ceea ce privește chestia asta. Bun, hai să mergem. Dar tu crezi că o să poată să scape de mirosul ăla în 4 ore? Adică, 100% fraților, mirosul nu vine de la un anumit lucru. Parcă e așa extins în toată grădina. Adică ăsta în 4 ore trebuie să ia toată grădina. Pare că știe ce face. Da, mi-a zis, tu n-ai auzit conversația noastră că eram la ușă, însă mi-a zis că de 15 ani face grădinărie, că este cel mai bun din zonă. Mi-a zis că pentru mirosul să ne ia o taxă în plus de 150 de dolari. Lucru care, na, mi se pare ok, dar ne-a zis că, cum îi zice, dacă revine mirosul, să ne mai ia taxa asta. Dar ne-a zis că, bă, dacă revine mirosul, practic e vina lui, nu? Că el este responsabil de grădină. Dacă revine mirosul, e vina lui. Dar dacă scapă de miros, e bine, da, așa e. Bă, eu cred că o să scape, da. Și dacă nu scapă, aia e, îl plătim pe om cât ne cere, adică 4 ore, 4 ori 35 cât face. 435, da, vine, hai să zic că îi dăm 150 de dolari, da, ca așa ar veni 140, dar îi dăm 150 și, na, ne înțelegem noi cu el cumva, da, îi dăm banii ăștia și scăpăm de la, da, sper, băi, și vedeți să fie o colaborare lungă, însă vedeți că acum noi o să fim grădinarii, pentru că tocmai ce am ajuns la părinții mei, haideți să vedem care-i treaba, hai să zicem și lor, Magdalena, ce am făcut. Mama, tata, ce faceți? Te ajut la gătit-o, dragule. Mama, tata, ce faceți? Am venit și noi să vă ajutăm. Și vrem să vă spunem un lucru foarte mișto. Deci, noi acum, ce-am vorbit cu tine, mama, seară? Că mergem la cumpărături, facem grădinărit, facem curat peste tot. Dacă cumva nu vă place cum facem, gen, sau ne ia prea mult timp, eu zic să angajați și voi un grădinar, pentru că eu și Magdalena am angajat un grădinar, tocmai ce l-am lăsat la noi acasă. Ce grădinar? Păi este un ăsta, îl cheamă Cezar, e un grădinar de 15 ani. Ce ați făcut? Băi, mama, miroase foarte ciudat în grădină, dar nu știm de ce. Eu nu angajez grădinari. De ce, tata, nu angajez grădinari? Cum să... De ce sunteți atât de șocați? Cum să angajez un grădinar? Acum 2 ani m-am uitat la un film cu mama ta. Băi, asta e puțin. Ia, tata! Te-ai uitat cumva la un film în care venea un grădinar într-un oraș și era criminal în serie? Da, aha! Și nu cumva v-ați uitat cu alte două persoane la filmul ăsta? Poate, aha! Nu v-ați uitat cu două persoane? Nu, două persoane așa mai micuțe. Două persoane așa mai micuțe, nu v-ați uitat cu ele, nu? Dar ce-am vorbit eu legătură cu filmele horror cu voi? Nu știu despre ce vorbești, am zis, aha, am zis când vin Izabela și Răzvan la voi să nu se uite la filme horror. De ce v-ați uitat la filme horror cu ei? A? Stai niștit, Marius. Cum să stau niștit, tata? Că asta mi-a zis și Răzvan. Răzvan acum crede că toți grădinarii sunt criminali în serie. Nu e nimic, nu e nimic. Copiii ăștia sunt micuți. De parcă tu n-ai fost copil. Păi da, și eu credeam că grădinarii sunt criminali în serie. Am luat o raznă. Bun, haideți să ne punem pe treabă. Doamne iartă, mamă, trebuie să mergem și la subsol. Băi, și vedeți că acolo nici măcar lumina nu merge. Trebuie să ne punem pe treabă. Ar fi tare să terminăm și noi în 3-4 ore. S-a făcut ora 3, băieți și fete, și surprinzător am terminat absolut tot. După cum puteți vedea, am mutat toate florile din fața casei părinților mei. Am mutat și acolo în spate, am făcut totul foarte mișto. Am mers și la mall, le-am făcut niște cumpărători, am făcut curățenie peste tot. Și să vă spun sincer, băieți și fete, tot timpul ăsta mi-a stat gândul doar la un lucru. Oare cum arată grădina noastră și oare grădinarul și-a făcut treaba sau nu? El le-a zis că în momentul în care o să ajungem acasă, el nu o să mai fie acolo, pentru că a terminat tot, o să scoată mirosul.
Ionuțu o să facă curățenie, o să facă tot. Haideți să vedem dacă s-a ținut de promisiune sau nu. Sincer să vă spun, mi se pare o promisiune destul de mare. Nu știu dacă s-a ținut de ea sau nu, dar o să vedem. Haideți să vedem care-i treaba. Stai, unde sunt? Mama, tata, păi noi am terminat. Magdalena scumpă, haideți să mergem acasă să vedem ce a făcut grădinarul. Am terminat mult mai repede decât mă așteptam. Dar nu, Marius, mai stați și voi. Dar totuși e doar ora 3. Tata, am vrea să mergem. Copii oricum ies la ora 4. Da, știu că copiii ies de la ora 4 de la școală și am zis că stăm până la ora 4. Dar sunt foarte, foarte curios ce-a făcut grădinarul ăla. Dacă a știut să ne scoată mirosul. V-am zis că am avut un miros super ciudat. Dar efectiv de azi dimineața a apărut. Abar n-avem de ce. Ciudat rău de tot. Bine, Manu, să aveți grijă să nu fie criminal. Da, nu cred că este o criminal. Magdalena, mama, tata, vă pup și vă iubesc, papa. Magdalena, hai să plecăm. Bun, fraților, haideți să vedem. Tu ce crezi, Magdalena scumpă? Crezi că a făcut treabă grădinarul ăla? Băi, eu zic că da. Adică, da, nu știu, părea sigur pe el. Chiar dacă, numai așa când stau și mă gândesc, fraților, dacă este un miros într-o grădină, deci e un miros peste tot, înseamnă că, cum am mai zis, că toate plantele sunt afectate, gen el a curățat tot. Adică, nu mă pricep la chestia asta. Chiar părea muncitor așa. Sper că doar a scăpat de mirosul acela. Bă, da, și poate a mai făcut acolo puțină curățenie, a tăia iarba, mai tăia din gardurile alea, că parcă creșteau din ce în ce mai mult. Haideți să vedem. Dacă nu suntem, cum îi spune fraților, dacă nu suntem satisfăcuți cu munca lui, o să-l plătim doar pe ziua de astăzi și dacă suntem, o să-i dăm banii pe o lună, da, îi dăm abonamentul ăla de $400 pe lună plus aia $150, deci o să-i dăm $550 ca să vină de acum în fiecare săptămână și să vadă care este treaba aici, să vadă cum ne întreținem noi grădina. Dar ai primit un mesaj de la el sau ceva de genul? Nu? Nu. Băi, sper să fi terminat, că el așa a zis. Că în 4 ore termină. Au trecut 4 ore, 4 ore și un pic. Ar fi trebuit să termine, da? Hai să vedem care-i treaba. Hopa, eu vezi, Magdalena, că în fața casei noastre e poștașul. Ia să-i să parcheze aici, să vedem ce face. Sărea cu el, că nu-i răspunde mama, cred că e nervos când i-am răspuns la ușă. Domnul poștaș! Domnul poștaș, bună ziua, noi nu suntem acasă, abia acum am ajuns. Aici erați, da, abia acum am ajuns. Cu ce ocazie? Ce? Sunt de 10 minute, ne cerem scuze, nu eram acasă, dar nu așteptăm nimica de la poștă, adică de-aia am și plecat. Deci, am o scrisoare pentru voi. Ok. Dar de la cine e? Ba chiar pentru Magdalena. Hopa, o scrisoare de la Magdalena. De la cine? Anonim. Anonim? Ok. Mulțumim. Magdalena scumpă, ia să vedem. Păi na, baftă poștașul, ce să zic. Da. Magdalena scumpă, ia să vedem ce scrie. Dragă Magdalena, spun cu mâna pe inimă că ești una dintre cele mai frumoase femei pe care am avut norocul să le întâlnesc în viața mea. Hopa, este de la un admirator secret. Dacă și tu vrei să afli mai multe chestii despre mine, te invit la o înghețată. Mă aflu la magazinul de înghețată de lângă pădure. Fac eu cinste. Bă, cine e ăsta? Cine este? Nu știu. Vrei să mergem să aflăm, Magdalena? Să vedem cine e? Ia vedeți, băi și fete. Mergem, dacă e ea, hai să mergem la magazinul de înghițată. Ia vedeți, fraților, Magdalena are un admirator secret. Sunt curios cine e, ia să vedem, magazinul de înghețată de lângă pădure. Și eu sunt curioasă. Dar e ciudat rău de tot, chiar nu știu pe nimeni. Ia gândește, Magdalena, te-ai întâlnit în ultimul timp cu persoane noi, gen, care să zică că, mamă, te-am văzut, am avut onoarea să te văd în viața mea, nu știu ce. Adică, nu cred. Nu. Adică, băi, și fete, noi, în general, mai ales în orașul ăsta, vedem cam aceeași lume. Vedem casierii de la magazin, mama, tata, doctor, barbă, copii, profesorii, nu prea ne întâlnim cu persoane noi. Nu prea sunt oameni care, să zicem așa, că se mută în BC, că nu e genul ăla de oraș. Dar hai să vedem cine este la restaurantul, la magazinul de înghețată. Hai să vedem. Ok. Bănuiesc că nu e unul dintre ei doi. Nu e nimeni, Magdalena. Cumva a fost o țeapă sau care-i treaba? A fost o țeapă sau? Cred că este o farsă. Dar cine face genul ăsta de farse? Sau poate a plecat când a văzut că suntem amândoi? Abar nu am cine. Chiar nu știu cine ar putea să fie. Hai să ne băgăm în mașina Magdalena și să plecăm. Bă, poate este o persoană
care ne-a văzut pe noi și a zis, bă, fraților, vă dați seama că eu voiam să fac o glumă, adică cine este admiratorul secret al Magdalenei? Nu știe care are o familie, nu știe care alt iubit, adică un soț? Probabil să fie o farsă ceva, da. Păi Magdalena ne-a luat cu chestia asta și nici măcar n-a mers în grădină. Hai să mergem acum, fraților, în grădină, să vedem care-i treaba. Poate nu știu cine ar fi făcut o farsă, fraților. E ciudat rău de tot, adică o farsă de-asta în care să zice, a, vino, vino și o să... Cum îi spune? Vino acolo și o să fie totul bine, să mâncăm o înghețată. Mai ales de la un anonim, da. Ciudat rău de tot. Hai să parcăm mașina și să vedem, fraților, dacă în grădină e sau nu curat și dacă mai există mirosul ăla. Ia să vedem. Ok. Aici nu miroase, aici mirosea puțin, într-adevăr. Bă! Bă, nu mai miroase, ești de bun? Bă, și-a făcut treaba ăsta. Ia vedeți, băi, și vede că... Uite, a tăiat și puțin pe aici. Băi! Bă, chiar un grădinar bun! Fraților, miroase a natură, miroase foarte bine. A defrișat și pe aici niște chestii. Wow, chiar și-a făcut treaba. Bă, pe bune, chiar și-a făcut treaba. Mamă, deci nu m-aș fi așteptat la chestia asta, ven. Bă, grădinarul ăsta chiar și-a făcut treaba. Doamne, bă, da. Bun, Magdalena, eu zic să îi dăm mesaj, să zicem că o să-l plătim pentru fiecare săptămână. Am scăpat de miros, este perfect, foarte tare. Bun, haideți, băi și fete, să mergem în casă și la ora 4 o să mă duc să iau pe micuți, să vedem care este treaba. Luăm abonament de la el, da, da, chiar e foarte, foarte mișto. Da, na, bă, dacă stau așa să mă gândesc, Magdalena, scumpă, vină aici, adică, uite, aici a lăsat astea, uite, acolo a lăsat, vezi, adică, de fapt, e bine că ne-a scăpat de miros, dar nu prea e un profesionist, dacă stă să ne gândim. Și ce zic, adică a zis că are 15 ani de experiență. Bă, a lăsat acolo, uite. A lăsat acolo, gen, dacă ar fi vrut să facă totul la același nivel, uite, și acolo a lăsat. Știi ce zic? Florile astea arată la fel ca înainte, nu cred că au fost udate. Da, dacă stau să mă gândesc, cred că l-am lăudat prea rapid. Nu prea a făcut treaba așa, bă, dacă putea să facă și mai bine, dar eu zic că este ok. Bun, bă, e bine că ne-a scăpat de miros și eu zic că ar fi foarte bine să fie cineva care să aibă grijă de grădină. Nu este mare chestie ce a făcut, da, nu este deloc mare chestie. Cred că, da, nici măcar nu s-a ocupat de copacii de acolo, dar în fine, o să discutăm și probabil putem să rezolvăm și problema asta. Este ora 4, băi și fete, și trebuie să mă duc să iau pe copii de la școală. V-am zis că astăzi i-am lăsat peste program. Au stat cu doamna directoare, am înțeles că au făcut mai multe activități, au stat mai mult copii, e totul bine. Haide că o să mă duc. Magdalena, iubire, haide că s-a făcut ora 4 și trebuie să mă duc să iau pe copii de la școală. Iubire, e ceva ciudat aici. Ceva ciudat unde? Ai vorbit cu ăla, cu, cum îl cheamă, cu Cezar. Păi anunțul pus de Cezar este șters. Stai, anunțul ăla cu, în care zicea de el că e grădinar, 35 de dolari pe oră, da. Păi poate, na, are prea mulți clienți. Și m-am uitat să văd, că voiam să văd dacă are ceva recenzii. Păi, poate are prea mulți clienți. Și de-aia l-a șters, gen, noi am fost ultimii. Și nu doar asta. Și contul lui de Facebook este șters. Bă, într-adevăr, ciudat rău de toți. Dar na, poate i s-a, gen, poate i s-a șters contul de Facebook, i s-a dezactivat și automat i s-a șters și anunțul, știi? Adică există mai multe chestii astea care nu par ciudate, știi? Dar na, așa să ne contacteze, adică să-l contactăm noi pe el și după să șteargă tot, e ciudat. Haide că mă duc să iau copiii. Bă, băi și fete, într-adevăr este ciudat dacă stăm să ne gândim că l-a șters anunțul și a șters tot. Adică nu prea... Nu prea are sens dacă stăm să o gândim așa. Dar da, na. Eu zic că omul probabil i s-a dezactivat contul de Facebook, a apăsat pe vreo prostie, poate i s-a furat, cine știe, sunt foarte multe chestii astea care se pot întâmpla, știi ce zic? Cred că doar ne gândim, suntem prea paranoici, băi și fete, cred că doar ne gândim noi prea departe, că ați văzut că se bloca deodată, se uita la Magdalena, poate el așa este mai ciudat, dar bă, are 15 ani de experiență, nu se vădea 15 ani de experiență, e vorba între noi, dar
dar na, ne-a scăpat de miros, ne-a scăpat. Cum a făcut-o, habar n-am. O să știm vreodată, nu? Și nici nu ne interesează. Izabela, Răzvan, ce faceți, dragilor? Bla, 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 ce bla, bla, bla. Băi, hai, gata, nu vă mai certați. Veniți aici. Să știți că am chemat grădinarul și a scos mirosul din... cum îi spune? Din grădină. Totul e bine. Nu mai e nicio problemă. Da? Și nu ne-a omorât nimeni, după cum puteți vedea, da? Doamne, mă bucur că sunteți teferi. Și apropo, șmecherilor, am aflat cu cine v-ați uitat la film. Cu bunicul și cu bunica, a? Că s-au dat și ei de gol, că și, Doamne iartă-mă, și cred că criminaliți oameni. Nu, hai că nu. Cum adică nu? Au recunoscut ei, gata cu astea. Gata cu ce? Gata cu filmele horror? E bine că sunteți teferi, crede-mă. A, așa. Ce să recunoască, că nu ne-am uitat cu ei. Da, mă, da, bine, bine. Lăsați așa. Bun, oricum, data viitoare când vă duceți la bunicii voștri, o să mă asigur că nu există nicio ciocolată la ei în casă. Doar așa o să fac. O să fac așa o mică verificare ca să fie totul bine. Stai liniștit. Da, da, da. Hopa, ia vede că mă... Hopa! Ia sus că... Iar a venit poștașul. Ce, doamne, arată mă se întâmplă? De ce? De ce trebuie să mă duc eu? Doamne, este problemă dumneavoastră și doamne, vreau să puteți să luați ce? Bună ziua, domnul poștaș, bună ziua. Ați mai venit la noi acum vreo oră. Care-i treaba? Gen, am auzit ceva că trebuie să se ducă Magdalena să ia ceva. Spuneți că mă duc eu acum cu mașina. E poștaș, nu grădina Izabela. Ok. Deci doamna Magdalena, așa, a primit acum 30 de minute o scrisoare la poștă. Altă scrisoare? Pe care trebuie să meargă să o ridice. Da, dar ea poate nimeni altcineva. Păi, Magdalena, pare treabare astea, n-am timp eu de asta. Nu vrei să te duci scumpă, să o ridici tu, te duc eu cu mașina. Uite, domn poștaș, dacă ea nu vrea, na, nu pot să mă duc să o iau eu, oricum eu n-am altă treabă azi. Nu, dar de ce nu mai ia? Adică, nici dacă mă duc cu buletinul ei sau ceva de genul? Că așa e politica. Aha. Bine, băi, poștașule, bine, hai. Hai, lasă scrisoarea acolo că n-avem nevoie de. Hai, bun, hai, zi frumoasă. Hai la revedere, nebunilor. Da, 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 noi suntem mai nebuni. Stați, băi, și fete, să mă duc să parchez și mașina. Hai de capul ăsta. Băi, alo, pleacă de aici. Pleacă de aici, joc de grezde. Ok, hai să mergem. Să mergem așa. Mă, băi, și fete, oare cine i-a trimis scrisoare lui Magdalena? Răzvane, șoarece, tu te-ai în camera ta și fă-ți temele, a? Sau ți le-ai făcut la școală? Bă, probabil și l-a făcut la școală, băi, și fete. Da, te rog, mă joc înainte. Doamne, iartă-mă. Magdalena scumpă, chiar nu știu care-i treaba cu scrisoarea aia, dar las-o. Se comportă foarte ciudat poștașul ăla, da, știu. Dar lasă, Magdalena, cine știe ce prostie, poate vreo promoție la ceva companie, cine știe. Cine știe, ce zic, adică sunt multe de-astea. Da, așa cred și eu. Adică poate e o promoție la ceva, poate nu știu ce. Mai bine nu ne gem, dar totuși dacă te duci tu. Păi de ce să mă duc, Magdalena, adică ești tu curioasă să vezi ce e acolo? Să vezi dacă poți să o iei. Nu vrei tu să vii cu mine? Adică ca să fie totul, păi poate o fi ceva important. Păi și tu cu mine, să mergem amândoi, nu? Că dacă e pe numele tău, nu? Trebuie să fac mâncare la copii eu. Păi și dacă mă duc și nu mi-o dă gen, mă duc degeaba. Dar n-am, băi și fete, pot încerca. Că doar ce au venit de la școală. Pot încerca, băi și fete, și trebuie să mănânce ceva. Bine, Magdalena, hai că mă duc și o să încerc să, nu știu, o să încerc să explic, să-i zic că sunt soțul tău și să iau scrisoarea, dar nu înțeleg, băi, și vede ce scrisoare e atât de importantă încât doar Magdalena trebuie să o vadă. Adică, na, mi se pare ciudat rău de tot, dar haideți să mergem la poștă. Dar nu mai știu exact, băi și fete, unde este poșta, din câte mi-aduc aminte, a trebuit să fie aici pe stânga, a? N-am mai fost de foarte mult timp la poștă, că a zis că poșteașul de fiecare dată a venit și ne-a adus nouă, na, scrisorile. Da, uite, asta e poșta. Bun. Să găsim și un loc de parcare pe aici. Lasă că parchez aici, sper să nu... Uite, stai că o să las mașina aici, sper să nu supăr pe nimeni. Bună ziua! Stai, că nici măcar n-am intrat înăuntru. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Numele meu este Marius și am venit aici să iau o scrisoare, doamnă, însă este o mică problemă la mijloc. Deci numele meu este Marius Iancu, iar soția mea este Magdalena Iancu. Și din câte am înțeles, ne-a avertizat domnul poștaș că are ea aici o scrisoare, de acum 30 de minute, habar n-am, și că doar ea poate să vină să o ia. Însă, cum zice, soția mea este acum ocupată și nu vrea să vină să o ia și m-a trimis pe mine să o iau eu. Puteți să mi-o dați, vă rog? Deci pe numele Magdalena Iancu.
Din păcate nu se poate. Haideți, doamnă, că sunt soței, adică dacă vreți vă dau și buletinul să vedeți că mă cheamă Marius Iancu și pe ea Magdalena Iancu. Trebuie neapărat să vină ea. Haideți, doamnă, este o femeie, este însărcinată, imediat naște, are mai multe treburi, are toane, are toate astea. Nu poate să vină până aici, adică, na, vă înțeleg, păi aia zic. Dar din păcate nu se poate. Deloc. Haide, vă rog. Îmi pare rău, nu eu fac regulile. Am înțeles, doamnă, bun. Păi atunci, na, o zi frumoasă. Doamne, iartă-mă. Na, băi, și fete, că am venit aici degeaba. M-a trimis Magdalena aici degeaba. Doamne, iartă-mă, merg. Bă, da, zici că e ceva secret de stat, bă, frate. Că îi arătam buletinul, vedea că mă cheamă Marius Iancu, verifica cu cheamă Magdalena Iancu și tot era bine. Zici că e ceva secret de stat, men, schistoarea aia. Doamne, iartă-mă, dar nu înțeleg de ce Magdalena e atât de... Adică, da, înțeleg de ce e atât de curioasă, dar să vină ea să o ia, știi ce zic? Că așa tot se întâmplă nefăcute de genul, cum a fost și acum, știi? Adică e ciudat, e ciudat rău de tot, dar se pare, băi, și vede că nu a fost o operațiune de succes, să spunem așa. Am rămas fără nimica, să spunem așa. N-am luat nici schisoarea, n-am luat nimica. Magdalena, scumpo, vești proaste. Unde sunt copiii? Sunt în curte? Se joacă și ei acum în curte, având în vedere că nu mai e miros, copiii se joacă, da. Avem vești proaste, nu vrea să-mi dea schisoarea, i-am explicat, am băgat-o și pe aia că ești însărcinată, că te simți prost, că nu știu ce, mi-a zis că nu-mi dă absolut nimica, că trebuie să vii tu să o iei, ce zic. Haide, urcă-te cu mine în mașină și hai să mergem să o luăm. Eu nu pot să vin, păi de ce? Am mâncare la cuptor, doamne iartă-mă. Păi și atunci ce am putea să facem, să facem rost de schisoarea asta? De ce nu te duci la poliție? Să vedeți că domn polițist? Crezi că m-ar ajuta? Da, bă, da, core, băi, și vede, cred că domn polițist m-ar ajuta cu chestia asta. Dar nu înțeleg, bop, deci mă enervează, frățu, că e atâta de multă bătaie de cap, vine ăla, vine ăla de la poștă, să o cheme pe Magdalena, mă duc acolo, nu vor să-mi dea scrisoarea, ce atâta de important, că oricum, și dacă se duce ea să dea scrisoarea, după o citesc eu, de exemplu, sau poate o citesc copiii. Adică nu e ca și cum e o chestie pe care o să o vadă numai ea. N-are niciun sens. Dar lăsați că mă duc la domn polițist să vedem 100% dacă el se duce acolo și începe să bage o vrăjeală de aia, să zică că, băi, e dintr-un caz de poliție sau ceva de genul, o să facă rost de scrisoare și o să vedem într-adevăr ce scrie, gen. Domn polițist, bună ziua, am și eu o rugăminte la dumneavoastră, vă rog eu, Marius, da, cum îi spune? Ideea este că a venit un poștaș la noi acasă și ne-a zis că Magdalena trebuie să ia ceva de la poștă. Însă Magdalena acum nu poate, pentru că are foarte multă treabă și m-a trimis pe mine. Însă ea de la poștă îmi zic că trebuie să fie Magdalena neapărat, că nu știu ce, nu puteți să veniți să mă ajutați să luăm schisoarea aia, să ziceți dumneavoastră o schemă, că băi, e într-un caz de poliție, că nu știu ce, că bla 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 și să luăm schisoarea. Haideți, vă rog eu. Ba da, mai bine că ai venit la mine. Pa, aia zic, hai să mergem, domn polițist. Hai să mergem și să vedem dacă n-aveam ce să fac oricum. Bun, doamne ajută că n-aveți ce să faceți, că orașul este sigur. Deci v-am zis, eu am încercat să vorbesc cu ea, dar, na, pentru moment. I-am zis și că Magdalena e însărcinată, am încercat să bag de-astea emoționale și n-a mers. Deci nu știu ce are femeia mai exact cu mine. Haideți că o să las mașina aici, deci vă rog eu, domn polițist, să vorbiți dumneavoastră. O să mai încerc eu o dată, dar dacă nu merge să vorbiți dumneavoastră. Doamna Gina, bună ziua! Am o întrebare la dumneavoastră. Nu vreți să-mi dați scrisoarea aia de care ziceam, poliția! Ia uite, doamnă, uite că a venit poliția, nu orice altceva. Bună ziua, da, spuneți. Din păcate nu pot. Păi, ia vedeți aici. Trebuie neapărat scrisoarea. Uite, că zice și domn polițist. Este pentru anchetă. Deci de-aia v-am și zis, doamna Gina, că este pentru anchetă. Dar de ce țipați așa? Păi e foarte important. E foarte importantă, e, cum zice, siguranța unor cetățeni în joc. Da? Da. Nu știam. Da, într-adevăr, nici eu nu v-am spus. Așa că vă rog să îmi dați scrisoarea, vă rog. Vă rog. Mulțumim. O zi frumoasă. La revedere! Uite, bă, că a funcționat, haideți, domn polițist. Haideți că, bă, a funcționat, băi, și fete. Nicio treabă, a funcționat. La revedere.
Ați văzut, domn polițist, a funcționat, hai să mergem la secție. Vă mulțumesc foarte mult, uite, se cheamă Magdalena. Păi, ideea e, domn polițist, că azi dimineață, adică, ba nu, acum nu, 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 la ora 3, Magdalena a primit o altă scrisoare de la ceva admirator secret al ei sau ceva de genul. Și ne-am dus acolo și nu era nimeni, cred că era o farsă, gen, a invitat-o la o întâlnire cu înghețată, dar nu era nimeni acolo. Ia să vedem ce scrie în scrisoarea asta. Magdalena, mă bucur că doar tu citești scrisoarea asta. Da. Am impresia că soțul tău, Marius, vrea să ne strice planurile. Poftim? Am văzut în ochii tăi că ai o căsnicie nefericită. Poftim? Și că nu știi cum să scapi de acolo. Asta nu e adevărat. Dar eu sunt aici să te ajut. Probabil tu mă crezi doar un admirator secret, însă dă-mi o șansă să vezi cum o să funcționeze totul. Dacă da, așteaptă următoarea invitație și te rog, vino singură, nu cu soțul tău ca astăzi. Deci, domn polițist, v-am zis că azi dimineață o fi că tot omul ăsta a trimis o scrisoare și noi ne-am dus acolo amândoi, la magazinul de înghețată. Ăsta se dă la ea, nu? Da. Dar uitați-vă ce minciuni spune. Zice, am văzut în ochii tăi că ai o căsnicie nefericită. Cum adică? Domn polițist, puteți să vă uitați cine a trimis scrisoarea asta, adică e trimisă cu anonimitate. Nu știu, să vă uitați pe camere de supraveghere sau ceva. O să aflu, vino diseară, mulțumesc. Vă mulțumesc, domn polițist, să vedem care-i treaba cu omul ăsta. Și de ce face chestiile astea, bro? Bă, chiar nesimțit. Dă scrisoarea, ca să vă da, da, da. Uitați aici, domn polițist. Haideți că eu o să plec. Mamă, bă. Bă, fraților. Ăla e același om. Deci asta înseamnă că noi, când ne-am dus la magazinul de înghețată, ăla era acolo. Și fix ce am zis eu, că ne-a văzut, că m-a văzut pe mine, că am venit cu Magdalena și a plecat. Doamne, mie, ce psihopat, dar cine poate să fie, bro? S-a făcut și noaptea, băieți și fete, și este momentul să ne băgăm la culcare, dar fie vorba între noi, fraților, probabil se vede pe mine că am așa o energie foarte mare la ora asta. Bă, parcă e altă viață când nu se simte mirosul ăla ciudat. Bă, băieți și fete, deci vă spun sincer, a fost un miros foarte, foarte ciudat. Nici măcar nu știu cum aș putea să-l descriu, dar e bine că nu mai e, pentru că a început să intre și în casă, știi ce zic? Noi stăteam cu geamurile închise, însă până la urmă cât poți să stai cu geamurile închise, că doar nu stai luni întregi, săptămâna întregi cu geamurile închise. Deci e foarte bine că s-a scăpat totul că s-a scăpat de tot în câteva ore. Auzi, Marius? Da, Magdalena, scumpo. Care-i treaba? S-a întâmplat ceva? Ți-a mai spus domn polițist ceva? Băi și fete, am și uitat de domn polițist. Doamne, iartă, m-am și uitat de, cum îi spune, că trebuie să mă duc la el să vedem cine a găsit scrisoarea. Păi, Magdalena, haide că mă duc să duc copii, să pun copii la culcare și după mă duc la secție să văd care-i treaba. Păi, să vedem dacă aflăm cine este admiratorul secret al Magdalenei, cine face scheme de-astea, că nu prea înțeleg. Păi, să vedem ce fac Izabela și Răzvan. Băi, haideți, sunteți pregătiți? Toată lumea la culcare! E al meu și zlongul, lasă-mă, e al meu și zlongul, bă, vă rog, eu nu vă mai certați, gata, gata cu certurile astea, bă, voi găsiți orice motiv să vă certați, vă rog eu, tata, da, Răzvan, e al meu și zlongul, din câte știu, este sezongul tuturor, fiecare, primul venit, primul servit, e doar al meu, eu o să stau așa, mai ai unul lângă. Eu o să stau, da, de dimineață, ha. Bă, primul venit, primul servit cu sezongurile astea, hai, nu vă mai certați și veniți aici, toată lumea la culcare, băi, gata. Gata, da? Hai. Toată lumea la culcare. Și fără să vă mai bateți, da? Pentru că mâine este o nouă zi la școală, da? Să nu uităm. Să nu uităm, Răzvane, că mâine e o nouă zi la școală. Da, da, da. Bun. Hai. Aveți grijă, da? Hai că eu plec. Gata, dacă o să se bată, băi și fete. Ia. Opa. Băi, alo! Alo! Băi! Alo! Stop! Acum plec. Aveți grijă, da? Hai. Toată lumea în pat. Toată lumea, hai. Băi, alo! Așa, toată lumea în pat, Doamne iartă-mă. Bun, fraților, haideți că eu o să plec și o să mă duc rapid la domn polițist să văd dacă a găsit ceva sau nu, știi? Pentru că, băi, am stat și m-am gândit cine ar putea să fie admiratorul secret al Magdalenei. Adică, sutra asta e o persoană pe care Magdalena a văzut-o recent, nu? Că nu cred că s-a întâlnit ea cu un om acum o săptămână și ăla s-a gândit acum să fie admiratorul ei secret. Probabil a văzut-o acum zilele astea, știi? Dar stau să mă gândesc, fraților, Magdalena zilele astea, pe lângă că s-a dus, câteodată se mai ducă pe copii la școală, nu știu ce, cred că s-a dus o singură dată la cumpărături. Deci asta ar fi singura, să spunem așa, modalitate prin care ar fi putut să vadă alți oameni pe care nu-i cunoaște
Și gen omul ăla, de unde știe că eu sunt soțul ei? De unde știe el că are o căsnicie nefericită și că vrea să scape din ea și toate prostiile astea care sunt clar săgeți aruncate către mine, gen? De unde știe omul ăsta atât de multe chestii? Eu stau să mă gândesc și nu prea are sens. Domn polițist? Bună ziua, bună seara, am venit la dumneavoastră. Ați aflat ceva? Vă rog, spuneți-mi că ați aflat. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? E foarte suspect. Spuneți-mi cum îl cheamă. Sau nu știți, momentan. Mario, stai. Ce e atât de suspect? Deci, na, bă, frate, eu v-am spus, trebuie să fie cineva de acolo. E ceva foarte suspect la mijloc. Trebuie să mergem să investigăm. Păi ce ați aflat până acum? Ce ați aflat care v-a dus la concluzia că e extrem de suspect? Și ce zic, că, na, adică niște scrisori anonime sunt suspecte, dar totuși. Un om îmbrăcat în negru care a ieșit dintr-o dubă neagră, ce? El a lăsat, a adus asta la poștă. Ok. Deci un bărbat, iar după a plecat și s-a dus la hotelul din oraș. Probabil stă la hotel. Păi e simplu! Hai să mergem la hotel, domn polițist, da. Doamne, iartă-mă, dar chiar... Mamă, deci, ok, era îmbrăcat așa, gen să nu-l vedem. Era îmbrăcat în negru, gen, era îmbrăcat în negru cu după să nu-l vedem. Ok, băi, și vede, hotelul din oraș este chiar aici în stânga. Hai să vedem care-i treaba, să punem acolo niște întrebări. Suntem la hotel, băi și fete, dar domn polițist, cum o să aflați mai exact care e, gen, dacă omul ăsta stă aici sau nu, că era îmbrăcat în negru, avea o dubă neagră, investigație găsim noi, ok. Hai să mergem, băi și vede, acesta este hotelul din BC. Uite acolo o recepționistă, haideți să începem cu ea, domn polițist, să-i punem întrebări. Bună seara! Bună seara, doamna recepționistă! Suntem de la poliție, adică domnul este de la poliție. Cu ce vă pot ajuta? Domn polițist, spuneți-i direct, adică avem nevoie, vrem să aflăm despre un om. Da, e un om care e îmbrăcat în negru și conduce o dubă neagră și am auzit că e pe aici, pe la dumneavoastră, pe la hotel. Dacă știți cumva ceva de el. Este aici? Nu știu nimica despre el. Doamnă, de unde sunteți 100% sigură? Uitați-vă cine este cazat la hotel în momentul de față. Noi în ultimul timp am avut doar familii. Sunteți sigură că n-a venit nimeni în care să stea gen singur în cameră, un bărbat așa, îmbrăcat în negru, să stea singur în cameră, nu e nimeni? Poate ieși foarte urât dacă mințiți. Da, sunt sigură. Ok. Domn polițist, veniți aici, nu putem să o credem pe cuvânt, dar hai să mergem la ceilalți, că mai sunt oameni aici în hotel, să întrebăm pe ei. Hai să vedem, ia cine e aici. Vine, că ăsta e bucătarul. Băi, bucătarule, alo, salut. Numele meu este Marius și el este domn polițist, da? Este de la poliția din BC. Și vrem să vă întrebăm, nu, domn polițist, nu îi spuneți nimica, întreb eu. Auziți, în ultimul timp, cine s-a cazat aici pe la hotel, a? Ce fel de oameni, a? Sau ce s-a zis, a? Am avut familii în continuu. Da, deci ce să zic, domn polițist, adică cam e... Se cam leagă totul. Stați să vedem, stați puțin, domn polițist, că mai e cineva aici. Stați două secunde, să nu dați. Eu stai. Cine e la? Un om de serviciu. Salut! Omule, suntem de la poliție și vrem să te întrebăm în legătură cu o chestie. Cum îi zice? Pe camere de supraveghere am văzut o chestie, gen am văzut un om îmbrăcat în negru care a venit aici și îl căutăm. Este un om care conduce o dubiță neagră. Știi ceva de omul ăsta? De care vă zic eu? Ha? Nu are cum. De ce nu are cum? Cum adică nu are cum? E un om îmbrăcat în negru care conduce o dubiță neagră. Aici, în ultima săptămână, a fost cazată decât o femeie. Cum adică? Adică doar o femeie? Adică numai ea e cazată aici? Nu sunt familii? Aha! Ok! Ia stați, domn polițist. Doamna recepționistă, avem o întrebare. Tocmai ce ne-a zis omul de serviciu că aici a fost cazată doar o femeie în ultimul timp. A? Cine minte? Cine nu e informat? Au fost familii? Doar o femeie cu un soț și un copil. Eu nu cred că e așa. Ia stați, domn polițist, să nu mai întrebăm o dată pe ăla. Eu nu cred, ia stai. Omul de serviciu? Vă referiți la o singură femeie sau avea și un soț și un copil? A? Doar o femeie. Aha. Mhm. Doar o femeie. Sunteți 100% sigură?
De această afirmație? A? O femeie cu un soț și un copil, da. Domn polițist, veniți puțin aici. Nu am acum și vă, dar vă voi disuce. Deci, domn polițist, eu zic așa. Ideea e că ăștia mint. Dar și dacă mint, adică și el a zice adevărul, e o femeie, nu, trebuie să fie un bărbat. Deci cineva minte de aici. Eu zic, domn polițist, să faceți o investigație, să-i lăsăm pe ei așa momentan, pentru că ăștia se cam încurcă în minciuni. Și zice, băi, Fedeca, și dacă e adevărat ce zice ăla, tot nu ne ajută pe noi, că dacă e o femeie cazată, înseamnă că nu mai e bărbatul ăla în negru. E ceva ciudat rău aici, nu înțeleg cum funcționează logica ăsta, da, pe bune. Haideți să plecăm, să lăsăm aici, bă, ciudat rău de tot, bă, poate omul ăla de serviciu i-a dat în gât pe toți, dar iară, dacă ar fi fost așa gen, să zicem, luăm așa un exemplu, băi și fete, omul ăla în, cum îi spunem, omul ăla îmbrăcat în negru i-ar fi plătit pe ăștia, ăla ar fi zis că a fost cazat un om aici, nu o femeie, adică gen, e ceva suspect la mijloc. Haideți, domn polițist, că o să vă las la secție. Și o să mă duc și eu acasă să mă culc, pentru că mor de somn și fete, m-a luat și puțin durerea de cap. Domn polițist, mâine de dimineață o să vin la dumneavoastră să văd ce ați făcut cu investigația. Băi, e ceva ciudat, men. E ceva ciudat la mijloc și trebuie să aflăm ce e ciudat la mijloc. Este ora 7:30 dimineața, băi și fete, și tocmai ce m-am trezit, dar Magdalena e trează deja de câteva minute. Magdalena, ce s-a întâmplat? De ce nu poți să dormi? S-a întâmplat ceva? Mă gândesc așa la toată situația asta, ți-am spus, adică i-am explicat aseară când am ajuns acasă, băi și fete, i-am explicat Magdalenei ce am văzut. Dar acum o să mă duc la domn polițist și na, el o să investigheze. Ni s-a părut foarte ciudat cum s-a comportat aia de la hotel. Adică cine e admiratorul ăsta secret? Și ce zic Magdalena? Pur și simplu nu înțeleg. Da, este foarte ciudat, nu știu ce să mai cred, da. Magdalena scumpai că o să mă duc să duc copii la școală ca să nu întârziem sau ceva de genul. Răzvan, Izabela, bună dimineața, gata, băi, gata, stop. Nu mai da tu mine că te omor, băi, gata, stop. Haideți la școală, aveți grijă, dacă mai dă cineva în celălalt, instant îi se confiscă telefonul, hai. Toată lumea la școală, la școală, haideți, încerc. Te-ai trezit și ai început să dai mine, te sparg, terminați cu astea, haideți, veniți cât mai rapid. Doamne, iartă-mă, bun, nu știu, băi, și fete, va trebui să-i duc pe Răzvan și Izabela undeva să se împrietenească, că parcă pe măsură ce... Băi, alo, șoricerule, lasă aia, vin aici, te rog eu. Nu înțeleg, băi, eu înțeleg. Voiam să dau peste asta. Asta are un nume, Izabela, da? Și este sora ta. Pe Răzvan poți să-l lași la închisoare. Pentru mine nu mai are. Dar de ce vă certați atât de mult? Adică ce s-a întâmplat? De la șezlongul de aseară? Pe tine să te lase la temniță. Băi, vă rog eu, terminați. De azi nu mai ești fratele meu. Vă rog eu să terminați. Nu așa funcționează. Împuțit-o. În primul rând, Răzvan, ai scris greșit gramatical. Nu trebuia să pui cratima la final. Dar totuși ai vorbit urât. Așa că te rog să terminați. Da? Gata? Asta am și vrut să fac. Lasă că rămânem noi doi. Bă, vă rog eu, terminați-vă. Să vezi, îți scot dinții. Terminați, vă rog eu. Și te pun să-i mănânci. Vă rog eu, terminați. Gata, da? Hai că vă las aici. Dacă cumva mă sună directoarea... Băi, nu mai aveți telefoane până aveți 50 de ani. Hai. O zi frumoasă. Vă rog eu, gata, da? Băi, gata. Alo, băi, gata. Gata, așa, bun. Ok, fraților, bă, chiar nu știu ce să mai fac cu Răzvan și Izabela, băi, și fete, parcă pe cât trece timpul cu atâta nu se suportă mai mult, băi, și nu înțeleg, adică, eu stăteam și mă gândeam că, băi, na, poate când îți mai mici sunt așa mai răi, dar odată ce crești, îți dai seama că, na, chestiile astea sunt niște prostii, dar ăștia, ei toți se ceartă, adică ei cu cât devin mai mari, cu atâta sunt mai răi, știi ce zic, adică e nașpa rău de tot. Hai să vedem care-i treaba, să vedem dacă domn polițist a aflat ceva. Sper că, Doamne ajută, a aflat ceva. Stai să parchez mașina aici. Domn polițist, bună dimineața! Am venit să văd dacă ați aflat cine este admiratorul secret al Magdalenei. Am vești noi. Ok, ce ați aflat? A? Ăștia au mințit, 100%. Sau ce? Pentru că, bă, e foarte ciudat ce se întâmplă. Am accesat camerele de supraveghere. Ok. Și ați reușit să identificați? Au fost mituiți de un om. Toți? Gen și omul de serviciu? Mamă, dar chiar mă, că de-aia zi... Oh my god, ok. Bun. Au fost mituiți de un om. Asta e ciudat. Cine e omul ăsta? Există un singur om care stă în hotelul ăla. Și cum îl cheamă? Mamă.
Cezar Emil îl cheamă. Cezar Emil. Domn polițist, că ăsta e ăla care ne-a tăiat grădina, fraților. Nu? Adică îl cheamă Cezar. Domn polițist, noi am angajat un grădinar și ăsta era. Ăsta a venit. A venit să ne scape de ceva miros ciudat pe care îl aveam în grădină. E grădinarul tău? Da! Da! Mamă, are sens acum. De ce are sens acum? La ce vă referiți? Acum două zile... Bă, ia stați, Cezar de fapt a trimis toate chestia asta lui Magdalena? Acum două zile, pe noapte, a venit un om la tine și a turnat ceva lichid în grădină. Oh my God! Bă, păi și fete, ai idee de ce ar fi făcut asta Cezar ăsta? Deci, a turnat ceva lichid în grădină? Asta înseamnă că Cezar a venit acum ceva timp la mine în grădină și de-aia mirosea așa! Și după noi l-am chemat pe el... Oh my God, totul a fost planul lui! Doamne, iartă-mă! Dar ce să facem cu Cezar ăsta, domn polițist? Să îl arestăm? Sau ce să facem mai exact? Trebuie, da, e ceva ciudat. Hai să mergem rapid la hotel să-l arestăm. Doamne, iartă-mă! Bă, fraților! Deci el a făcut chestia asta intenționat, Cezar ăsta. El a făcut să avem un miros în grădină ca după el să vină să-l repare. Și asta doar ca să-ți dea Magdalena... Dar de cât timp știe pe Magdalena? De ce are o slăbiciune față de ea? Care e legătura între Magdalena și Cezar ăsta?